o pâine caldă. El este fratele meu, Cristi. Să-l țin și pe telefonul ăsta în ploaie, poate îl fac varză și pe ăsta. Da, mă, că termin telefonul pe ăsta. Da, nu-i mă, că e al viv ăsta, să ții. Fii atent, i-am pus mâna așa, vezi ce șmecherie. Mă, nu știu dacă o fi rămas ăla. 22. Noi suntem pe 24 martie acum. Cu Cristi aici am pus mâna de protecție. O să fac eu rost de bani și îmi iau o cameră de aia. Da, apă. Deci zici că ai prins ceva, a? La ora 6 seara acum. Te-a putut la picioare? Dar simți rece, că așa simți eu și... Ce nasole să te ude, că simți rece așa, înțeleg? Mă simți căldura aia. Dar n-ai cizme, dar nici cizmele scurte nu sunt bune. Eu am primit cadou niște șoldare. Niște șoldare. Lăhălit, ia, vălă, ia, vălă, nu văd să văd și eu. Vă, mă, ce-l bagi acolo, n-am văzut nimic. Vă, încurcă, vă, încurcă. Mamă, ia dă și tu o leacă cu mâna asta. Nu mă, împinge o leacă, te vede. Ce să vezi, mă, vână aici? Nu scapă pește, mă. Mamă, ce bă, 24, bravo, Cristi, bravo. Ai făcut prăjeala. Mai dăm o muscă de sare? O muscă de sare. Dar tu știi ce mă bate pe mine un mic gând? Să-i dă pe verticale. Uite ce joacă în stânga ta. Uite ce joacă în stânga ta. A nebunit lupul, bă. Uite-mă acolo în stânga. Da, poate acum, că prea insistente, că e 6. N-am plutitor. Da, n-am... Ce întreb? Sărăcu, dacă tu fabricantul n-ai... Eu nu sunt producător. Făcui niște muște la un băiat de la Mioveni. De biban și de șaloș și de ștucă. Păi el ce că se duce pe la Gulești. Da, să încerce bibanul și șalo. Care noroc băiatul e pe ăștia. Tot pe verticală, acolo, tot. Păi nu știu, Cristi. Îmi zicea unul mie, zice, bă, vină cu acolo, îți dau eu o barcă cu 3 milioane și îi trimis să-i fă uni. Zice, domnule, vrem să luăm și noi o barcă. Domnule, vă ajut eu ca un prieten, dă cu 3 milioane. Păi și... Ești tu așa cum te da. Hai, ia numărul lui, să duci să ia la el. Mă sună, bă, Gabi, știi care treaba, ne cere 10 milioane. Cum, cum să vă ceară, bă, 10 milioane? Bă, păi zice că aia dă 3 milioane plină de petice. Nu dă. Face, are 100 de petice, domne, pe aia, că demn n-ai bine în ea. Că băieții ăștia nu sunt aici, au fi de la Walt, au fi, că unde și-i barcă, că mai caută. Și zice, ne dă pe aia la altă, dar aia la altă face, e, domne, este cam 10 milioane, ce are. Da, domne, cu bărcile e o problemă. Uite ce sare peștile la spravață că este. E, așa da, cal. Așa da, cal. Așa, da, cal, Cristian. Uite și te acolo repede. Te vadă fetele de la muzeu. Da, mă, Cristi. Și deci... Nu se merită oricum. Primi și eu munca mea toate zilele pe filmare. Cât t-a dat, mă? 127 de euro. T-a dat, mă, doar? Și mai am 200 de ron, 220 de ron. Mă duc că t-a dat drumul iar la ăla vechiul. Păi da, l-am activat. Adică nu l-a închis ei, înțelegi? Dar atunci când m-a dus eu, că nu știa că mi-a dat bani, nu știa că nimica. Îmi vine așa o idee, că mă uitam la canalul altul. Zic, ia mă, să caut muște artificiale de pescuit, să vedem dacă mai e pe canalul ăla. Caut muște și ce crezi, Cristi, că găsesc? Un film, două film, trei filme, o pagină cu filme. Bă, da, ce mă, eu știu că l-am închis, eu. A apărut filmul la lor. Păi nu, dar ei ca să-l închidă, nu mai închide YouTube-ul, că au preluat ei controlul. Și eu când am mai făcut o cerere, două cereri de închidere, ei le-au anulat. Ai înțeles? Și când mă uit, ia mă să intru pe canal, scria de Gabriel Ivan. Când intru pe canal, Gabriel Ivan, nu știu. Zic, ia mă să intru și la, auzi, să intru și la e-mail. Dar Dumnezeu, vezi cu gândul. Și dă pas în pas, intru la e-mail. La e-mail și face, do, dragă Gabriel, ți-am făcut plata. Olu, să mă dea Dumnezeu sănătate. S-a intrat în cont în timp. Da, și vorbi cu ăla. Dom'le, dar e înregistrat brutul $450.
De ce a venit 127 sau 151, ca 151 de dolari, 127 de euro. Că 11 euro m-a costat transportul. Western, știu, like, cargo. Da, domnule, dar când ai răspuns, e bine și așa. Eu credeam vorba lui ăla, că am luat țapă. Am luat părerea ta de specialist. Ia zi-mi. Ia uite-te. Hai bă, să dăm la muscă, mă, că-i sară, mă. Păi dă-i tu. Dacă iei tu, iau și eu. Gata. Ia vezi, doamne, dacă cu ce zici, sunt tronsoane, iei tu de aici încolo? Dacă sunt toate? Nu, dacă sunt ale ei astea. De aici? Da, seama, seama. Așa e că nu prea seamănă? Vezi că e negru. Ia, asta e negru, de-aia zic, am văzut și eu. Păi să vede locul. Astea două sunt altceva. Da. Trebuie să mă duc peste blângiu de peste. A, e clară treaba. E clară treaba. Duc-i-am și zic, bă, zic, nu prea seamănă vârfa. A, nu, nu. A, la el doar, ca să le dea seama la toate. Revenim cu o muscă, țineți aproape, abonați-vă că este gratuit. Da, mă, da, imediat trece la muscă acum.